Aș dori ca încă o dată din toată inima, cu toții împreună, care în această dimineață, binecuvântată de Domnul, alăresc din nou să fim în prezența Casa de Dumnezeu, să binecuvântăm pe Bunul Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus Fiul și pe Duhul Sfânt, de acum și în veci, veci. Amin. Dacă în această dimineață suntem în Casa Domnului, suntem în locul acesta pentru că vrem ca și în această dimineață să ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos. Suntem în locul acesta, această dimineață, pentru că vrem ca încă o dată să ne fim Domnul în Duh și în adevăr. Suntem în locul acesta pentru că vrem ca încă o dată, în această dimineață, să mâncăm din pâine și să bem din rodul viței. Pentru că Domnul Iisus a spus să facem lucrul acesta spre pomenirea Lui până când Domnul va veni să-și ia biserica Lui, să-și ia poporul Lui, să-și ia mireasa Lui, să-i ducă în împărăția Lui și să stea la masa Domnului, în împărăția Lui. Dar ca să ajungem acolo, ca să putem sta la masa Domnului, în împărăția Lui, este nevoie că mai întâi să stăm la masa Domnului, în biserica Lui. Dumnezeu a lăsat un timp, o vreme, în care să căutăm, în care să ne pocăim, în care să ne sfințim, în care să iubim, în care să aducem rod și în care să stăm la masa Domnului, să mâncăm din pâine și să bem din rodul viței, în biserica Domnului. Pentru că dacă vrem să ajungem în împărăția Lui, ca să putem sta la masa Domnului, în împărăția Lui, este nevoie că mai întâi să stăm la masa Domnului, în biserica Domnului. Dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat o pildă în care se spune că stăpânul unui smochin s-a dus să caute rod în acest smochin. Și spune că n-a găsit. S-a dus mai mulți ani să caute rod în smochinul acela și n-a găsit. De aceea a spus, taie, de ce să mai cuprinde pământul degeaba? Dar a fost acolo un înghiere. A fost acolo un mijlocitor care a spus, mai lasă-l încă un an, o să mă ocup de el. O să fac tot ce pot pentru el. Poate era nu s-a ducă rog. Mai lasă-l încă un an. Dar nu știm dacă a fost lăsat. Nu ni se spune cuvântul Dumnezeu dacă a fost lăsat sau nu. Dacă mai avut încă o șansă. În această dimineață, Stăpânul Universului, Dumnezeu Tatăl, se uită la tine, se uită la mine și caută rog. De ani de zile caută rog. Poate de luni de zile sau de ani de zile, așteaptă să stai la masa Lui. Poate de luni de zile așteaptă să mănânci în pâine, să vede rodul viței. Poate de luni de zile așteaptă să te pocăiești. Așteaptă să te sfințești. Așteaptă să schimbi inima și mintea pentru Domnul. Dar nu știu când va ține acest har. Nu știu cât mila Domnului va mai ține pentru fiecare de noi. Am cunoscut un frate și o soră care nu a trecut, au putut să stea la masa Domnului. Dar astăzi nu mai pot. Mai mult de 30 ani au avut această posibilitate să se pocăiască, să schimbe inima, mintea și viața pentru Domnul, să stea la masa Domnului. Și au făcut-o mai mult de poate 30 de ani, dar astăzi nu mai pot. Luna trecută, fratele acesta și sora aceasta au plecat la Domnul. Și pentru că acești frați au slujit Domnului, pentru că acești frați s-au închinat Domnului, pentru că acești frați au mâncat din pâine și apoi din rodul viței, au mâncat din trupul Domnului Iisus Hristos și apoi din sângele Lui, eu cred că în această dimineață, chiar dacă nu sunt în biserica Domnului pe pământ, eu sunt cu Domnul Iisus Hristos, la masa Lui, în împărăția Lui, slăvit să fie în numele Domnului. Dumnezeu a lăsat un timp pentru fiecare în care să ne pocăim, în care să ne sfințim, în care să căutăm pe El. Dumnezeu a dat un timp și lui Eutif. Și ce făcea Eutif atunci când Apostolul Pavel vestea Evanghelia Domnului? Eutif dormea în biserica Domnului. Și totuși Dumnezeu, în bunătatea Lui, îi mai dă o șansă lui Eutif. Dar tot același Dumnezeu care a dat o șansă lui Eutif, nu mai dă o șansă bogatului care i-a rudit țarina și spune, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul și tot ce ai acumulat, toată bogăția cui vă rămâne. Dumnezeu a dat un timp la fiecare în care să căutăm, în care să ne pocăim, în care să slujim, în care să stăm la masa Lui, să mâncăm din pâine și să bem de rodul viței. Dumnezeu a dat un timp, nu ca să pierdem timpul degeaba, să trăim degeaba, așa cum spunea fratele Alina seară,
Dumnezeu un timp în care să ne pocăim, în care să-L căutăm pe El. Care este scopul existenței noastre? Mă aduc aminte, bună, cu câțiva ani, lucram într-o fabrică și spunea șeful acelei fabrici, la cei care nu prea lucrau, îi spunea, dacă nu veniți la muncă ca să munciți, atunci pentru ce veniți? Dacă nu veniți la muncă ca să munciți, atunci pentru ce veniți? Dacă noi nu trăim pentru Domnul, atunci pentru ce trăim? Doar ca să mâncăm și să bem? Doar ca să ne cumpărăm o casă și o mașină? Doar ca să ne îmbogățim? Să adunăm molimă și rugină? Pentru aceasta trăim pe pământul acesta? Dacă nu trăim pentru Domnul, pentru ce trăim? Dumnezeu ne-a lăsat continuu ca să ne pocăim, să căutăm pe El, să-L alegem pe El, să-L iubim pe El, să glorificăm numele Lui cel Sfânt. Mă aduc aminte că a cunoscut un frate care s-a născut într-o familie de oameni credincioși. A început bine pocăința. A slujit Domnului tinerețea lui. Dar Domnul, pe lângă pocăința, a dat și binecuvântare materială, financiară. A ajuns într-o poziție înaltă în societate. A ajuns să fie bogat. Să aibă relații cu mulți oameni de afacere. Să aibă relații cu cei din conducerea orașului. Și omul acesta a spus într-o zi, eu nu mai pot să stau la masă cu oricine. Eu am o poziție înaltă în societate. Eu nu mai pot să stau la masă cu cei săraci, cu oameni de rând. Eu am o poziție înaltă și nu mai pot preta, nu mai pot coborâ să stau la masă cu cei mai săraci. Și n-a trecut mult timp. Și Dumnezeu, pe lângă bogăție, pe lângă poziția acea mare, societate, înaltă, i-a mai dat încă ceva. I-a mai dat o boală de cancer. Și fratele acesta și-a dat seama de păcatul lui. Și-a dat seama de nesăbuința lui. S-a pocăit și a spus, îi mulțumesc lui Dumnezeu această boală de cancer. Îi mulțumesc că nu m-a luat de viață într-un accident, ca să nu am timp să mă pocăiesc. Mi-a dat încă zile să mă pocăiesc cu această boală de cancer. Să mă smeresc, să mă umilesc, să cobor din durul în care am fost urcat. Și a trecut din viață, numai cu câteva zile. Și cred că Dumnezeu l-a mântuit pentru că s-a pocăit de păcatul lui. Dumnezeu a dat încă timp. I-a dat mai mult de un an de zile. Cu acea boală de cancer să se pocăiască, să se smerească, să se umilească. Dumnezeu aceasta zi a dat încă timp și nouă. Nu ca să stăm degeaba, cum a spus mai înainte. Dumnezeu a dat timp în această dimineață să stăm la masa Lui. Dumnezeu a dat timp în această dimineață să cercetăm fiecare pe noi înșine și nu pe alții. Dumnezeu încă a dat timp în această dimineață să facem o deosebire. Să vedem unde am păcătuit, unde am greșit. Dumnezeu a dat timp în această dimineață să ne judecăm pe noi înșine. Să ne condamnăm pe noi înșine de păcatul nostru. Că dacă în această dimineață ne vom condamna pe noi înșine, ne vom judeca pe noi înșine, Dumnezeu nu ne va judeca odată cu lumea. Pentru că Dumnezeu nu judecă o faptă de două ori. Dumnezeu ne-a dat încă o dată, o zi, ne-a dat timp ca în această dimineață să plângem pentru păcatul nostru, să ne doare pentru păcatul nostru. Ne-a dat timp încă o zi în care să proclamăm sângele Domnului Iisus Hristos, să îl pună peste păcatul nostru, peste greșeala noastră, peste fără de legea noastră, peste indiferența noastră, peste ignoranța noastră. Pentru că numai sângele Domnului Iisus Hristos poate în această dimineață să ne curățească, să ne spere, să ne ierte de păcatul nostru și să ne facă vrednici să stăm la masa Domnului. Slăviți să fie numele Domnului. Doresc să închei cu aceste cuvinte și vă rog să vă ridicați picioare și cu toți împreună să ne rugăm Domnului.